Și am revenit. O altă zi, același subiect, depresia postnatală. O luăm însă de la cap, o luăm cu începutul și încercăm să punctăm exact lucrurile care au creat tot acest dezechilibru în viața mea. Ce e depresia postnatală? E simplu, luăm telefonul, căutăm pe Google, aflăm repede. Cred că la fiecare se manifestă diferit. Vă spun cum a început la mine. Când am simțit că se întâmplă ceva, când am simțit că nu mai controlez lucrurile pe care le trăiam și când mi-am dat seama că ceva s-a schimbat în mine. Cred că ține cumva și de oamenii pe care îi avem în jurul nostru, dar cred că cel și cel mai mult ține de cât de pregătite suntem pentru aceste transformări. La mine toată experiența asta a fost șocantă și traumatizantă, după cum bine ați văzut într-un episod trecut. Sunt lucruri pe care le simt și acum, doar că acum gândesc altfel și văd altfel. Se leagă totul, am început să le pun cap la cap și să-mi dau seama de unde a pornit. Dacă putem face ceva în legătură cu asta, urmează să vorbim într-un alt episod. Dar să revenim. Citisem, mă informasem, studiasem, vorbisem cu specialiști despre tot ce înseamnă nașterea, perioada postnatală, tot ce trebuie să-i faci copilului tău, tot ce trebuie să știi despre copilul tău în acea perioadă a vieții și nu m-a ajutat la nimic. Toată sarcina am citit. Însă în acele momente n-a mai contat absolut nimic, nu m-a mai putut baza pe absolut nimic. Și-o luăm din spital. Nașterea a fost traumatizantă pentru mine. Nu e musai să fie pentru toată lumea la fel. Ține de fiecare în parte cum simte și cum trăiește aceste lucruri sau cum îi e dat să simtă și să trăiască aceste lucruri. După naștere am stat la terapie intensivă 12 ore, nu mi se mai dezmorțeau picioarele. Te panichezi, nu? Adică o oră, două, trei, patru, nu simți nimic, nimic, nimic. L-am primit pe bebe, l-am ținut în brațe, am încercat să-l alăptez, i-am făcut două poze și era superb, era un înger superb. Doar că era lăsat 10 minute cu mine și cam atât. Adică îl puneam la un sân, la celălalt, după care era luat și dus în salonul bebelușilor, iar eu lăsată să mă odihnesc. După cele 12 ore, am fost mutată în rezervă. Peste noapte a rămas soacra mea cu mine, în caz de am nevoie de ceva, să fie cineva acolo să mă ajute. Erau asistentele, bineînțeles, însă, na, era de acasă, de acasă, mă simțeam mai confortabil, să zic, în prezența ei. A doua zi de dimineață au început cursurile, hai să le numim așa. Cum îți ții copilul în brațe? Cum îi pui la sân? Cum îl ții să scoată aerul afară, cum îi schimbi pampersul. O grămadă de informații noi venite peste mine. Pe lângă asta, telefoane și mesaje multe. Fetelor, ăsta este primul sfat pe care vreau să vi-l dau și nu vreau să îl las pentru episodul în care chiar o să vă spun ce am făcut eu ca să ies din treaba asta, ci vreau să-l spun acum pentru că s-ar putea să uit. Dați-l naibii de telefon. Nu mai stați pe mesaje, pe telefoane. Mă rog, iarăși, ține de fiecare în parte. Însă eu am primit mii de mesaje, sute de telefoane de la oameni care evident mă iubesc și mă apreciază. Iar eu, pentru că nu voiam să supăr pe nimeni și îmi doream să răspund tuturor, să simtă că sunt implicați în ceea ce mi se întâmplă, am stat și am răspuns la toate mesajele în parte. Asta înseamnă că n-am dormit, asta înseamnă că nu i-am acordat timp copilului meu pentru că am stat pe telefon. Nu faceți asta! Mă rog, nu vă închipuiți că am făcut asta o zi întreagă, dar a fost timp esențial și a fost energie pe care puteam să o direcționez către altceva. Pe lângă asta, vizite. Multe.
foarte multă lume venită să mă vadă pe mine, să-l vadă pe copil și, evident, pe față cu toată lumea, aceleași zâmbet și aceeași față zâmbitoare, pentru că nu cred că interesa pe nimeni că pe mine mă doare operația, că eu nu pot să mă mișc, că încerc să-mi alăptez copilul, dar nu știu cum, că am senzația că îl țin prost în brațe, cumva erau lucruri despre care citisem că vin din instinct. Ce instinct, ce simplitate, era ceva simplu, nu? Să ții copilul în brațe. Nu aveam senzația că nu-l țin bine. Să dai aerul afară copilului după ce a mâncat. Cum faci asta? Nu trebuie să-l pui pe umăr, trebuie să-l ții într-o anumită poziție. Acum îmi vin natural aceste poziții. Atunci, habar n-aveam ce trebuie să fac. Bineînțeles că doctorița și asistentele îmi explicau, eu încercam, însă în egală măsură recunosc că nu eram eu cea de astăzi. Nu știu dacă e o chestiune medicală, este o chestiune medicală, clar, dar sunt lucruri pe care nu mai ești stăpână. Pur și simplu, nu mai poți să te coordonezi, nu mai faci legături. Chestiuni absolut banale și simple ți se par acum foarte grele. Revenind, la un moment dat soacra mea pleacă până acasă să se schimbe. Rămân singură în salon, vin asistentele, îmi dau copilul să-i dau să mănânce. Și îmi pun copilul în brațe. Mă ajută să-l pun la sân, îl pun la sân și copilul stă. Un minut, două, trei, liniștit. După care începe să urle. Și urlă. De foame, nu de altceva. Doar că eu nu aveam lapte. Încerc să-l legăn, încerc să-l liniștesc, încerc să-i cânt, încerc să-l mângâi. Nimic, nimic, nimic. Încerc să pun mâna pe telefon, să le sun pe asistente să vină să mă ajute. Nu reușesc, era prea departe telefonul de mine. Sar din pat efectiv, cu Zian în brațe, proaspăt operată, cu sondele după mine, cu niște dureri care îmi tăiau genunchi efectiv, sar din pat și încep să leg în copilul, doar să-l liniștești. Am reușit, dar nu vă pot spune ce dureri și ce senzație că o să cad din picioare și cumva trebuie să-l protejez pe el. Eu ce fac acum dacă o să cad? Cum să-l țin pe el să nu cumva să pățească copilul ceva? N-am căzut, am reușit, m-am adunat, am liniștit copilul, între timp au venit și asistentele. Toate bune și frumoase. M-am așezat înapoi în pat, am verificat operația să fiu liniștită, că e tot în regulă. A fost tot în regulă, nu s-a întâmplat nimic. Fizic, însă cumva psihic, acolo s-a întâmplat un declic. A venit seara. A plecat toată lumea acasă, în afară de mama mea, care venise și urma să rămână cu mine peste noapte. Și atunci am simțit prima oară ce înseamnă un atac de panică. Din senin. Ultimul a plecat de la mine din salon, Andrei, în secunda în care l-am văzut pe el că iese pe ușă, am simțit că nu mai pot respira. Aveam o greutate care mă apăsa, simțeam că e foarte mică încăperea și că mă sufoc și erau niște lucruri pe care nu le puteam controla. Erau noi, nu mă mai întâlnisem cu ele niciodată până atunci și nu știam ce să fac. L-am chemat pe Andrei înapoi, m-a scos până afară, șontă-șontă, pentru că nu puteam merge. Am stat un pic la aer, parcă simțeam că mi-e mai bine și că e tot în regulă. Am urcat înapoi în salon, el a plecat, eu am rămas. Și m-am așezat în pat. Iar în momentul în care am conștientizat că sunt singură, am început să plâng. Și am plâns vreo 45 de minute, fără să mă pot opri, fără să-mi explic de ce, fără să găsesc vreo rezolvare sau vreo soluție la lucrurile pe care le simțeam, fără să am un motiv anume. Nu se întâmplase nimic.
Mama era cu mine, nu știa ce să mai facă, o rugam din suflet să se ducă la asistente, să le cheme. Mama mi spunea că nu vrea să ne facem de râs, că ce am, ce se întâmplă cu mine, să mă potolesc, de ce să le chem pe asistente să mă vadă că plâng, ne facem de râs. Doar că eu nu mă puteam liniști și nu înțelegeam de ce am toate stările astea, de ce am trăirile astea, de ce simt lucrurile astea. Am plâns și m-am descărcat. De alea 45 de minute am plâns, de parcă era sfârșitul lumii. Și nu mă puteam opri, pur și simplu. La un moment dat m-am oprit, după ce probabil am descărcat tot ce aveam de descărcat, toată energia de peste zi și toată frica asta de nou și de necunoscut, firela în naibii să fie. Și m-am liniștit și am adormit. Atunci am realizat că ceva e în regulă. Nu eram eu, nu mă recunoșteam, nu înțelegeam exact de unde și de ce mi se întâmplă toate lucrurile astea. Spun asta acum, pentru că la momentul respectiv tot ce am zis acum a trecut așa, cumva într-o secundă, nu mi-am dat seama exact ce, cum, în ce fel și am mers mai departe, nu? Pentru că urma o altă noapte, o altă zi, în care cineva depindea de mine și trebuia să fiu pregătită să-i ofer tot ce aveam mai bun. Despre ce s-a întâmplat în momentul în care am plecat din spital și am ajuns acasă și despre alte lucruri pe care le-am simțit, o să vă vorbesc într-un episod viitor. Deocamdată, iarăși vă rog să-mi scrieți, să-mi trimiteți mesajele voastre, să-mi povestiți experiențele prin care ați trecut și să vă permiteți să vă descărcați de tot ce înseamnă depresia postnatală. Sunt aici să vă ajut, sunt aici să vă ascult. Am încredere în voi totală. Tocmai de aceea poate am și reușit să-mi deschid sufletul și să mă arăt așa cum n-am făcut-o niciodată până acum. Și tocmai de aceea am să vă rog și pe voi să aveți încredere în mine. Vă pup și vă iubesc, scrieți-mi și ne revedem într-un episod viitor.